Concursul interjudețean al pompierilor voluntari și privați se desfășoară pe stadionul din Târgu Jiu. Sunt voluntari sau angajați de la firme mari care vor să demonstreze că sunt cel puțin la fel de buni ca și salvatorii profesioniști. Lângă salvatorii profesioniști din cadrul Inspectoratului Județene pentru Situații de Urgență, la nivelul unităților administrative teritoriale sunt constituite servicii voluntare pentru situații de urgență, încadrate cu personal care are atribuții în gestionarea situațiilor de urgență la nivel local, iar operatorii economici mari au constituite servicii private pentru situații de urgență, încadrate cu pompieri care de asemenea au atribuții în gestionarea situațiilor de urgență. Aceștia sunt un real sprijin pentru Inspectoratele Județene pentru Situații de urgență și nu sunt puține deloc cazurile în care trebuie să ne unim forțele pentru a gestiona la un nivel cât mai înalt situațiile de urgență care se produc la nivel teritorial. Astfel de concursuri au și rolul de a depista eventualele probleme ce pot fi îndreptate împreună cu specialiștii ISUM. Nu de puține ori, primii care intervin la locul unor incendii sunt voluntarii sau serviciile private.